carburantul pe care poți conta chiar și la minus 35 de grade. Doamnelor și domnilor, după ce ne-am dat cu Mondeo break, Mondeo în 4 uși, în 5 uși, benzină, diesel, a venit momentul să conducem și un hibrid. Însă, mașina asta, dragul meu, nu este Mondeo. Adică este Mondeo, dar pe ea nu mai scrie Mondeo, pentru că este un vârf de gamă Vignale. Ai grijă la zăpada aia galbenă de acolo. Pe Vignale avem jante speciale, diverse elemente cromate pe caroserie, spoilere cu design elegant și spectaculos, o grilă redesenată, farurile alea minunate full LED, ca la Brad, și un interior plin de piele. Ei bine, mașina asta hibridă de 177 de cai putere, benzină și electric, costă cu vreo 9000 de euro mai mult decât un EcoBoost de 160 de cai putere. Și principala diferență este că pe lângă luxul ăsta care înseamnă Vignale, în asta vei consuma în oraș maxim 10, iar cu un EcoBoost de 160 de cai, 16-17. Dar pentru asta îl voi lăsa pe expertul nostru în condus, Giurgea, să vă zică mai multe. Până să vă explic vouă și lui Bratu cum stă treaba cu acest Vignale hibrid, să clarificăm problema prețului. 37.400 de euro cu TVA costă la bază acest model, iar asta înseamnă o rată lunară de 578 de euro cu TVA pe o perioadă de 5 ani, cu avans de 20% prin BCR Leasing. Băi, Giurgea, dacă n-ar fi frigul ăsta, m-aș dezbrăca și aș sta gol pe pielea asta din Vignale. Îți place Vignale, îți place, știu. Ah. E frumos. Știi că la Vignale ai spălătorii gratuite toată viața mașinii. Știi, nu? Îți cumperi Vignale și după aia te duci la Ford acolo. Cred că tu te-ai duce în fiecare zi la service Ford și le zice vreau și eu un exterior. Și îmi decontează și bonul ăsta? Nu îți decontează nimic, trebuie să te duci doar la service Ford ca să te spele gratuit. Am resetat consumul când ne-am suit acum pe autostradă și avem 6,5 litri la 100 de kilometri, mers cu 100 de kilometri la oră. Suspensia, absolut adorabil. Cred că îți place ție foarte mult suspensia din mașină. Nu, mie tocmai nu-mi place, pentru că la hibrid... Am crezut și eu că ai văzut lumina și că începe să-ți placă. La hibrid, din cauza bateriilor și sistemul de propulsie, mașina e mai grea și hibridul este mai tare pe suspensii decât un diesel, să zicem. Da. Și în afară de asta, ce să spun, are și portbagajul mult mai mic. E ceva cred că mai și asta mic. E o dramă cu nu asta, este bai o dramă. De capul nu, meu. E, deci bai, nu, da, nu este o dramă. Da. Pentru mașina asta hibridă Eco, da. Foarte luxoasă, jos pălăria, da. Căciula, scoate căciula. Scoate căciula, da, așa. Așa. Da. Zici că am dormit pe jos. Zi cu portbagaj. Dar pentru mine. Da. Zi pentru tine. Ford Vignale. Da. Wagon. Diesel 180 de cai, 4x4, automat, 40.000 de euro sau 45 full. Da. Este o mașină fabuloasă. Deci treaba asta cu Ford Mondeo, cu Ford Vignale, da. Ford Vignale. Da. Este o reușită. Ești da, de acord? Frate, și pentru mine. Pe bune, mi se pare absolut adorabilă mașina asta. Mi se pare un pachet excelent. Mi se pare că cumva au reușit să transmită sentimentul ăsta premium nu doar prin materiale, ci și prin modul în care merge mașina. Pe bune, dacă aș fi în America, aș zice I've got nothing but love for Ford. Pentru că au făcut mașina asta, jur.
miroși mai frumos sau să se așeze? Să se așeze. Să se așeze? Înțeles. Deci am găsit și noi o mașină pe care o iubim amândoi, nu? Da. De la Ghibli cred că nu ne-a mai plăcut o mașină amândoror la fel de mult, nu-i așa? Da. Bine, băi, foarte.